Percheziții la Constanța, echipele de mascați au descins în forță la mai mulți suspecți bănuiți de înșelăciune fals și de în declarații fals privind identitatea, fals informatic și fraudă informatică. Acțiunea de amploare s-a desfășurat în această dimineață simultan la 7 adrese din Constanța, București, Ilfov și Brăila. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, prejudiciul total în acest caz se ridică la aproximativ 407.000 de lei. Autoritățile au anunțat că în cadrul acestei operațiuni vor fi puse în executare 3 mandate de aducere, iar suspecții urmează să fie audiați pentru clarificarea implicărilor în aceste fapte grave.